Astăzi, Rodica a decis să afle adevărul despre ceea ce se întâmplă în corpul ei. A mers la medic pentru a face o ecografie care să arate tuturor cum este ea de fapt. Mi s-a spus că nu mai ia în armată pentru că nu pot să reprezint armata, pentru că în corpul meu se găsesc anumite organe care sunt mai multe de femeie decât de bărbat. Așa mi-a spus domnul doctor acum 19 ani. A pășit în cabinetul medicului cu mari emoții, iar frica de rezultat aproape că a paralizat-o. După un consult amănunțit, în care doamna doctor a analizat atent toate organele, Rodica a aflat adevărul. Deci este o prostată absolut în limite normale. Nu există absolut nimic. Toate organele externe, că nu cred eu că aveau pe vremea aia toate organele externe. Asta e cu totul altceva, trebuie văzută la ginecologie. Dar ca și organe interne este numai o prostată.